Mara, de Ioan Slavici. Personaje: Mara Brzovanu, Persida, fiica acesteia, trică fratele Perside și fiul Marei, Națel, viitorul soț al Persidei, Bocioacă, starostele coșocarilor, Marta, soția lui Bocioacă, maica Egidia, Huber, măcelar din Lipova și tatăl lui Națel, Pavel Codreanu. Încă de la începutul romanului, aflăm că Mara Brzovanu este o precupeață săracă din Radna, rămasă văduvă cu doi copii, Trică și Persida, care încearcă să facă față situației dificile în care se află pentru a aduna bani. Cu timpul, suma adunată devine importantă și Mara poate lua în arendă podul de peste Mureș, ce leagă orașele Lipova și Radna, apoi ia în exploatare, împreună cu Huber, starostele măcelarilor, niște păduri. Pentru a asigura un viitor copilor ei, dar și pentru a-și asigura o bătrânețe ferită de lipsuri, începe să pună zilnic câte un ban întregi orapi pentru fiecare membru al familiei. Pentru a-și micșora cheltuielile și pentru a deprinde o conduită ireproșabilă, Mara o trimite pe fata ei Persida la mănăstirea din Radna, unde își câștigă existența și instrucția muncind, făcându-o pe maica Egidia să o îndrăgească ca pe propria fiică. De asemenea, pe băiatul ei Trică îl dă ucenic la Bocioacă, starostele cojocarilor din orașul Lipova. Acesta are aici ocazia să o cunoască pe soția lui Bocioacă, Marta, care face pentru el o adevărată pasiune. În acest timp, la mănăstirea unde se afla Persida, se sparge un geam din pricina vântului puternic, făcând-o pe fată să se apropie de fereastră. Aici se intersectează privirea cu tânărul Națel, fiul măcelarului Huber, fapt care va schimba destinul celor doi pentru totdeauna. După o perioadă lungă de instrucție, Persida se întoarce definitiv acasă, mult mai frumoasă și mai așezată decât o lăsase mama ei la mănăstire. Începe să fie curtată de teologul Pavel Codreanu, un pretendent din Arad pe gustul mare și al întregii comunități. Când Persida este cerută de Codreanu de soție, Mara refuză să-i dea zestre și familia lui Codreanu va împiedica nunta. De aici va rezulta un destin zbuciumat pentru Persida. Pe lângă aceasta, Persida se simțea tot mai atrasă de Națel, fiul lui Huber, măcelarul din Lipova. Frumusețea și farmecul Persidei îl fascinează pe tânăr. Acesta fusese ucenic de 2 ani, ajunsese calfă, iar acum, așa cum era rânduiala, trebuia să călătorească încă 2 ani pentru a-și da examenul final de meșter în fața breslei. Cei doi încep să se întâlnească în ascuns și plănuiesc să se căsătorească. Nunta dintre cei doi nu este acceptată de cele două familii din motive sociale, etnice și religioase. Națel este sas, aparține burgheziei, este protestant, iar Persida este româncă, ortodoxă și săracă. Pentru dragostea ei, cei doi sfidează cu hotărâre prejudecățile vremii și decid să facă nuntă, în secret, fără acordul familiei, și pleacă la Viena cu banii dați de Huber, unde Națel deschide un magazin cu produse de carne. Persida simte că această îndepărtare de părinți îl macină pe soțul ei, nelăsându-l să se bucure pe deplin de alegerea făcută. După un timp, cei doi se întorc în Lipova, dar nu sunt acceptați de cei din sat pentru că au încălcat normele impuse de societate. Națel ia în arendă un han și Persida devine treptat o avară, ca și Mara, ocupându-se de întreaga gospodărie și de birt. Națel, având remușcări pentru cununia făcută fără binecuvântarea părinților, începe să bea, să joace cărți și să trândăvească, ba chiar își bate soția când aceasta îi reproșează plata târzie a facturilor de către prietenii lui. Persida pierde mult din înfățișarea gingășă pe care o căpătase la mănăstire, se face mai voinică și mai puternică din cauza mediului în care trăiește. Contactul permanent cu slugile și clienții din cărciumă o înăspriseră, nu se mai rușina când auzea vorbe proaste, nu se simțea jignită când îi se zicea vreo vorbă aspră. Paralel cu destinul Persidei, Slavici relatează viața lui Trică. Angajat ucenic la Bocioacă, starostele cojocarilor, Trică este cu minte și harnic, ajunge calfă, dar refuză să devină ginerile stăpânului, respingând și avansurile soției patronului Marta, întrucât dorea numai să devină meșter cojocar independent. Treptat avariția înlocuiește dragostea față de copii și Mara refuză să le dea bani când aceștia au nevoie de ei. Mara refuză să plătească stagiul militar al lui Trică,
iar el este nevoit să plece pe frontul din Italia, de unde se întoarce rănit la șold. Când Mara află că Perside a venit timpul să nască, lasă în urmă toate mâhnirile pentru a-i fi alături de fiicei ei în această cumpănă a vieții. După nașterea nepotului, Huber îi iartă pe cei doi, dându-și seama de greșeala pe care a făcut-o, realizând că Persida este o femeie vrednică, net superioară lui Națel. La botezul primului nepot, Marea dorește să le dea o parte din averea Persidei, dar când Națel refuză, îi ia înapoi, încredințându-l că va avea grijă mare de bani. Națel și Trică își dau examenul de meșteri în fața Breslei, în postul Paștelui, Trică devine maestru cojocar, iar Națel, maestru măcelar. Faptul că respectarea legilor nescrise ale societății trebuie ținute cu sfințenie se observă și în final, când bătrânul Huber este ucis de fiul său nelegitim, Bandi, ce fusese crescut de Mara, după ce mama acestuia își pierduse mințile. Sfârșit.